Aș dori de la direcția de învățământ pentru școala 86 dacă s-a bugetat un sistem de boilere sau ceva pentru încălzirea apei. S-au alocat fonduri pentru obiecte de inventar. Acolo unde din construire, din proiectare, n-a fost prevăzut sistemul de încălzire a apei, este destul de complicat. Sunt două variante, mă rog, principale. Unul ar fi electric, care e foarte riscant și oricum e riscant cu curentul în zona cu umezeală. Ar fi cel mai simplu, dar este de evitat. Iar celălalt trebuie pur și simplu trasă o altă rețea pentru apă caldă. Rețea care n-a existat niciodată, că n-a fost în proiectare. Iar chestia asta este de un nivel ridicat de complexitate. Le avem în vedere, avem câteva școli de genul ăsta. Nu vreau să ne angajăm că o să le avem foarte repede. Repet, nu e un demers ușor.